Un pășcănean în vârstă de 65 de ani cere despăgubiri de la primărie după ce și-a distrus mașina în craterele de pe strada Ion Creangă din suburbia Boștenea municipiului Pașcani. Bărbatul spune că din cauza decopertărilor făcute pe tronsonul respectiv și nesemnalizate corespunzător, a spart baia de ulei a autoturismului, iar apoi i-a fost distrus motorul. Pățania a avut loc într-o seară pe întuneric și pe o vreme ploioasă. Una din zile, circulând pe drumul Boștenului de suburbia Pașcani, fiind șoseaua crățuită, frezată și pe ambele părți, mergând să-mi iau niște produse de la niște rude, am întâlnit un obstacol, strada era nereflectorizantă decât la început. Mergând cu viteză redusă, ținând cont că ies din zona periculoasă, am schimbat în viteza a doua și am prins un crater circulând cu mașina mea proprietate personală. Am oprit că m-a săltat acea margină frezată, fiind foarte adâncă, m-a săltat în sus, am oprit imediat și m-am dat jos să văd dacă am făcut pană sau penii la ambele roți. Nu am făcut, dar m-au avertizat în timp scurt cana de ulei în bord și n-am realizat ce s-a întâmplat pe moment. Și am scos mașina de acolo ca să o parchez la un refugiu, să o scot de pe stradă, de pe șosea, cum se spune. Și am tras-o la vreo câțiva metri, după care m-au avertizat, din nou cana de ulei fiind în bord acolo, săcănind mereu. Și am realizat că ceva s-a întâmplat acolo și m-am uitat și mi-am spart baia. Costul reparațiilor se ridică la câteva mii de lei, bani mulți pentru proprietar, având în vedere că este pensionar. Astfel, el a făcut o cerere la primărie pentru a fi despăgubit. De acolo ar fi aflat că nu este singurul șofer care a avut probleme pe strada Ion Creangă. Au mai fost sesizări pentru anvelope tăiate sau jante deformate. După ce mi s-a terminat mașina de reparat, sunt chitanții acolo, la dânsul m-au costat în jur de, cu manoperă, cu tot în jur de vreo 800 de lei. Manoperă 400, baie, schimb de ulei, deci vreo 800 în total cu tot, cu manoperă. După care am scos mașina de acolo și era schimbat deja mersul motorului, deci nu mai era ce era și mergând, m-a avertizat, după care am oprit-o de tot și nu am mai putut circula cu ea. Dar ați stricat motorul. Nu... Deci l-am stricat, dar nu... Ați fost la primărie să cereți despăgubiri? Da, am fost chiar cu baia de ulei și am adus la cunoștință personal. Baia am scos-o din cutie și am arătat. Baia, că dacă mergeam cu viteză, baia se crăpa de tot, că este din aluminiu, de antimoniu, cum se spune, care se crapă. Și ce v-au spus autoritățile? Autoritățile, întrucât i-am arătat și primarului, m-am întâlnit și cu primarul în timpul ăsta și am azi la cunoștință, să fac o cerere către, care o am în mână acolo, către domnul primar. Și o să analizez, o să o dea firmei care se ocupă, că nu sunt primul și nici ultimul care și-au tăiat cauciucurile și-au îndoiat gențile. Că o-i fi despăgubit, că nu o-i fi, dar să nu mai pățească și alți șoferi ceea ce am pățit eu. Fiind cu o pensie mică, mi-am pierdut soția, nu vin la mila nimănui să cer ce nu, să mi se dea de pomană. Lucrările de reparații pe strada Ion Creangă au început pe 6 martie. Pe o porțiune de 2 km au fost făcute decopertări pe ambele sensuri. Din cauza vremii ploioase din ultima perioadă, lucrările au fost oprite, iar strada a rămas cu cratere imposibil de evitat de către șoferi. Primit informații că n-am apucat să văd tot orașul în astea două zile. De ieri s-au apucat să repare șoseaua Ion Creangă. Deci sunt în lucru. Ieri, pe la amiază, îmi spuneau că așteptau din utilaje. Acum nu știu cât au apucat să facă, cât nu au apucat să facă, dar din punctul meu de vedere, comanda este foarte clară, contractul este foarte clar. Deci doar aștept să mă cheme sau să ne cheme să recepționăm lucrările și să fie făcute de calitate. Contractul are o valoare de circa 740.000 de lei bani din bugetul local. Rămâne de văzut când vor reîncepe lucrările și dacă șoferii care și-au stricat mașinile în gropi vor primi despăgubiri.